Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vorbim azi despre păcătoasa căreia îi se închină creștinii, cea mai controversată femeie din istoria omenirii. Maria Magdalena sau Maria din Magdala, literal Maria din Magdala, în ebraică Miriam din Migdal. E menționată în Noul Testament. Evangheliștii o menționează ca discipol al lui Iisus Hristos și martor al Învierii. Epitetul ei se referă la locul Magdala, pe Marea Galilei, în Țara Sfântă. Ea este venerată ca sfântă în creștinism. În Evanghelia după Luca 8:2, Maria Magdalena e menționată ca prima femeie vindecată de Iisus din Nazaret, pe care apoi l-a urmat. Se mai spune că stătea lângă crucea lui Iisus, Marcu 15:40-41, că era la mormântul lui Iisus, Marcu 15:47, iar în dimineața Paștilor s-a dus la mormânt cu celelalte femei, Marcu 16:1-8. Domnul înviat i s-a arătat mai întâi ei și a trimis-o să ducă vestea învierii ucenicilor, Marcu 16:9. În Biblie mai apare scris despre ea în Noul Testament în următoarele versete. Tot în prima zi a învierii, Domnul s-a arătat întâi Mariei Magdalena, din care scosese 7 demoni, Marcu 16:9. Ea stătea afară lângă mormântul gol și plângea și, plecându-se spre mormânt, a văzut doi îngeri în veșminte albe, unde a fost trupul lui Iisus. Îngerii au întrebat-o: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Ea a răspuns că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Apoi, întorcându-se, a văzut pe Iisus, care a întrebat-o: femeie, de ce plângi, pe cine cauți? Ea, crezând că este grădinarul, i-a zis: Doamne, dacă Tu l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și eu îl voi ridica. Iisus iarăși a zis: Marie. Ea, întorcându-se și văzând că este Iisus, a exclamat în evreiește: Rabuni, adică învățătorule. Apoi Iisus a trimis-o la propovăduirea Evangheliei și Maria Magdalena a mers și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul. Ioan 20:11-18. Conform Evanghelilor canonice, Maria Magdalena îndeplinește toate criteriile pentru a fi considerat apostol. A fost împreună cu Iisus în timpul predicilor lui, a fost martoră la moartea și învierea lui Iisus și i-a învățat pe alții Evanghelia. Ceilalți apostoli au aflat de la ea de învierea lui Iisus, conform Evangheliei după Ioan. Doctorul Tal Ilan consideră că Maria Magdalena a fost fondatoarea creștinismului prin prima persoană care a susținut că Iisus a înviat. Bart Ehrman este de acord, susținând că ea a fost primul apostol și menționând, printre altele, titlul ei medieval Apostola Apostolorum. Identificarea cu femeia păcătoasă care a spălat picioarele lui Iisus. Biblia nu susține nicăieri că Maria Magdalena ar fi fost o prostituată, acesta fiind un mit inventat de slujbașii bisericii pentru a limita rolul femeilor în biserică. Maria Magdalena a fost confundată cu femeia păcătoasă care i-a spălat picioarele lui Iisus, iar aceasta cu Maria, sora Martei, din Evanghelia după Ioan. Papa Grigore I cel Mare a preluat aceste zvonuri, declarând-o într-o predică din secolul al VI-lea pe Maria Magdalena drept posedată de 7 demoni, păcătoasă, care în cele din urmă s-a pocăit. Începând din vremea papei Grigore cel Mare, în Occident se presupunea că este aceeași persoană cu păcătoasa care i-a spălat picioarele lui Iisus, Luca 7:36-50, și cu sora Martei și a lui Lazar, Luca 10:18-50. Dar Biblia susține că Mariile respective proveneau din orașe diferite, deci nu puteau fi aceeași persoană. În 1969, Biserica Catolică a retractat zvonul că Maria Magdalena ar fi fost o prostituată. Biserica Ortodoxă nu a identificat-o niciodată pe Maria Magdalena cu Maria din Betania sau cu femeia păcătoasă care l-a uns pe Iisus în Luca 7:36-50 și a învățat mereu că Maria a fost o femeie virtuoasă toată viața ei, chiar dinainte de convertire. Ei nu au adorat-o drept penitentă. Imaginea Mariei Magdalena nu a fost confundată cu cea a altor femei menționate în textele până la predica papei Grigorie cel Mare în secolul al VI-lea, dar chiar atunci asta s-a întâmplat doar în cadrul tradițiilor vestice. În ortodoxie, ea a fost în mod tradițional onorată drept o purtătoare de mir și drept egală cu apostolii. Deși e cinstită alături de apostoli, fiind pomenită ca sfânta mironosiță, tocmai ca apostolii, rolul Mariei Magdalena este extrem de controversat. Scrierile creștine o prezintă sub diferite versiuni, dar cele răsăritene refuză să o identifice prostituatei care a devenit discipol de suflet al lui Iisus Hristos, ba chiar soția și mama copiilor săi, simbol al Sfântului Potir, după cum au scris istorici și publiciști care au stârnit imaginația lumii. Maria Magdalena, femeia revenită pe calea cea dreaptă, este cea care a stat alături de învățător și de Maica Domnului în suferințele răstignirii sale. Ei s-a arătat Mântuitorul la înviere, dându-i vestea pe care s-o ducă ucenicilor săi.
Sinaxarul, Cartea Vieților Sfinților Ortodoxi, consemnează viața Mariei din Magdala, care a reușit să-și găsească izbăvirea. Maria era o femeie bogată din Galileea care trăia în Magdala, un mic sat pescăresc aflat pe malul lacului Genizaret, la 5 km de orașul Tiberiada. 7 duhuri rele au pus stăpânire pe ea, făcând-o roaba păcatelor lumești. De sclavia demonilor a scăpat-o doar Iisus Hristos, căreia ea i s-a aruncat la picioare cu disperare, implorându-l să o ia cu el. Văzuse minunile lui Mesia, care înmulțise pâinea și peștele în fața unei mulțimi ostenite și flămânde din duminica a 8-a după Rusali. În vremea aceea Iisus a văzut mulțimea de oameni și s-a făcut milă de ei și a vindecat pe bolnavii lor. Iar când s-a făcut seara, ucenicii au venit la el și au zis: locul e pustiu și vremea iată a trecut, deci dă drumul mulțimilor ca să se ducă în sate să-și cumpere mâncare. Iisus însă le-a răspuns: n-au trebuință să se ducă, dați-le voi să mănânce. Iar ei au zis: nu avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el a zis: aduceți-mi-le aici. Și poruncind să se așeze mulțimile pe iarbă, și luând cele 5 pâini și cei 2 pești și privind la cer, a binecuvântat și frângând a dat ucenicilor pâinile, iar ucenicii mulțimilor. Și au mâncat toți și s-au săturat și au strâns rămășițele de fărâmituri, 12 coșuri pline. Iar cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, afară de femei și de copii. Și îndată Iisus a silit pe ucenici să intre în corabie și să treacă înaintea lui pe țărmul celălalt, până ce el va da drumul mulțimilor. Evanghelia lui Matei 14:14-22. Maria din Magdala a devenit ucenicul de suflet al învățătorului. Lăsând totul în urmă, păcătoasa l-a urmat pe Iisus alături de Maica Domnului și de alte femei vindecate de el. Maria, mama lui Iacov cel mic și a lui Ioset, Maria lui Cleopa, Ioana, soția lui Huza Suzana și Salomea, mama fiilor lui Zevedeu. Magdalena a rămas alături de Iisus chiar și când ceilalți discipoli îl părăsiseră temători de soarta lor. A plâns lângă cruce de suferința celui răstignit, împărțind durerea Fecioarei Maria. Ea a fost cea care l-a îngropat înduplecându-l pe nobilul sfătuitor Iosif din Arimatea să le lase lor mormântul săpat el în stâncă. Impresionat de credința neclintită a Mariei Magdalena, Iosif și Nicodim, membrii ai Sanhedrinului, care erau discipoli nascunși al lui Iisus, l-au coborât de pe cruce și l-au înfășurat într-un giulgiu cu care l-au așezat în mormânt. Apoi au rostogolit o piatră uriașă, astupând intrarea în stâncă și s-au retras. Femeile au jelit până târziu în noapte, apoi au plecat cu gând să revină după sabat cu miresme pentru a îmbălsăma trupul Mântuitorului. La întoarcere au primit cu bucurie vestea învierii Domnului. El s-a arătat Mariei vestind-o că s-a ridicat din morți și spunându-i să ducă mesajul învierii sale către discipoli. Dicționarul Sfinților Ortodoxi, elaborat de Emil Preda, arată că Maria Magdalena a mers la Roma, apoi în Efes să propovăduiască Evanghelia. Aici l-a reîntâlnit pe Sfântul Ioan Teologul, cel care împărtășise durerea celor două Marii la picioarele crucii. Moaștele Mariei Magdalena se odihnesc în Marea Catedrală din Saint-Maximin, la poalele muntelui Saint-Pomedan din Provence, Franța. Mâna ei stângă se află la mănăstirea Simonopetra de la muntele Athos, unde răspândește o mireasmă dulce, iar credincioșii care o sărută spun că atingerea ei e fină și delicată. Sfânta Maria Magdalena e sărbătorită la 22 iulie în calendarul romano-catolic și ortodox anglican-evanghelic. Cultul Mariei Magdalena s-a răspândit în Biserica Apuseană, mai ales începând din secolul al XII-lea. Bazilica Sfânta Maria Magdalena din Vezlei, Franța, este dedicată acestei sfinte. În cripta de sub altar se păstrează presupusele sale relicve. De asemenea, Catedrala Ortodoxă din Varșovia îi este dedicată. Cea mai grozavă poveste care nu a fost spusă niciodată este cea a Mariei Magdalena, consideră scriitoarea americană Kathleen McGowan. După cercetări întinse pe 20 de ani, autoarea a scris trilogia care dezvăluie legenda Mariei Magdalena. A treia carte a acestei serii, numită Prințul Poet, a apărut la editura Rao alături de celelalte două volume, Cartea Iubirii 2011 și Cea Așteptată 2008. Trilogia referitoare la legenda Mariei Magdalena pare să cucerească publicul în aceeași măsură în care a făcut-o Codul lui Da Vinci de Dan Brown. Prima carte din trilogia magdaleniană a fost tradusă în 26 de limbi. Povestea dezvăluie un mesaj divin ascuns în văzul tuturor, după cum apreciază jurnaliștii de la People.
Cu 2000 de ani în urmă, Maria Magdalena a ascuns câteva manuscrise la poalele Pirineilor francezi, o evanghelie care prezenta propria versiune asupra evenimentelor și asupra personajelor menționate în Noul Testament. Protejate de forțe supranaturale, manuscrisele sacre pot fi descoperite doar de o persoană deosebită, una care împlinește străvechea profeție, l'attendue, cea așteptată. O extraordinară odisee o poartă pe ziarista Maureen Paschal de pe străduțele prăfuite ale Ierusalimului până în catedralele din Franța și în cele din urmă în căutarea manuscriselor care conțin o nouă și emoționantă evanghelie, viața lui Iisus povestită de Maria Magdalena. Tema Maria Magdalena în penitență, în artă. Există o tradiție conform căreia Maria Magdalena, presupusul ei frate Lazar și Maximin, unul dintre cei 72 de discipoli, împreună cu alți însoțitori, ar fi călătorit cu barca pe Marea Mediterană, fugind de persecuțiile din Palestina. În final, ar fi debarcat în Franța, într-un loc numit Saint-Marie de la Mer, aproape de Arles. Ulterior, Maria Magdalena ar fi plecat către Marsilia, unde a început evanghelizarea zonei Provence pentru a se retrage mai apoi în peștera la Saint-Bon, din împrejurimile Marsiliei, unde ar fi dus o viață de penitență timp de 30 de ani. Conform acestei tradiții, când a sosit ora morții sale, ar fi fost dusă de înger la Aix-en-Provence, în oratoriul Saint-Maximin, unde i s-a făcut maslul. Foarte mulți pictori s-au inspirat din tema penitenței ei îndelungate: Tizian, Anibale Caracci, Anton Rafael Mengs, Artemisia Gentileschi, Caravaggio, El Greco, Ferdinando Brachelaer, Francesco Furini, Georges de Latour, Guido Caniacci, Guido Reni, Hendrik Ter Bruggen, Nicolas Renier, Pompeo Batoni și alții. Unele picturi sunt erotice, asemănătoare tabloului lui Gian Lorenzo Bernini, Extazul Sfintei Tereza. Ceea ce știm cu adevărat despre această femeie, Maria Magdalena, este că ea va juca un rol important în momentele cheie ale vieții publice a lui Iisus: ungerea, răstignirea și învierea. Și acest lucru în ciuda faptului că evangheliștii înlăturau de o manieră enfatică participarea femeilor în viața publică a lui Iisus, astfel încât doar Luca 8:1 și următoarele, oferă câte o informație în legătură cu acest subiect. Și erau cu el cei 12 și unele femei, care fuseseră vindecate de duhuri rele și de boli: Maria numită Magdalena, din care ieșiseră 7 demoni, și Ioana, femeia lui Huza, un dregător al lui Irod, și Suzana și multe altele care îi slujeau din avutul lor. A doua informație pe care trebuie să o luăm în considerare: aceste femei nu doar îl însoțeau pe Iisus în misiunea sa, ci și finanțau activitățile discipolilor. Așadar, ne aflăm în fața unui grup de femei din clasa bogată, printre ele fiind menționată și Maria Magdalena, lucru care îi determină pe autori precum Lynn Picknett și Clive Prince să nege versiunea conform căreia Maria Magdalena ar fi fost o prostituată născută într-un sat de pescari din Galileea, numit Magdala sau El Mejdel. Pentru ei, numele de Magdalena ar putea să nu trimită la o localitate, ci la un titlu sau la o linie dinastică. În orice caz, turiștilor le este prezentat ansamblul ruinelor din Magdala lângă Marea Galilei, ca fiind locul unde s-a născut această femeie misterioasă. Săpăturile arheologice de acolo au scos la lumină ruine din ceea ce au fost odinioară piața populară, sinagoga și un port antic pentru pescari. Picknett și Prince subliniază însemnătatea acestei femei, deoarece evangheliștii care elimină din povestirile lor alte personaje feminine se văd obligați să o menționeze pe Maria Magdalena cu o anumită frecvență, fără a o raporta la vreun bărbat. Cu alte cuvinte, nu o menționează ca fiind soția lui, mama lui, etc. Ea apare ca un personaj de sine stătător și aici se remarcă un fapt curios. Cu toate că doar Luca menționează femeile, autorii la care ne-am referit anterior afirmă că odată cu desfășurarea poveștii, locul se umple de femei ce par să fie ieșit de niciunde și se așează în jurul crucii. Și adaugă că evangheliștii nu ar fi putut să le elimine din nou din povestire, deoarece au fost unicele martore care au asistat la crucificare, deoarece spre rușinea lor lașitatea pusese stăpânire pe toți bărbații din alaiul lui Iisus. Și probabil că pentru aceștia a fost teribil de incomod să facă mențiuni despre femei, în acele vremuri când însăși mărturia unei femei nu se bucura nici pe departe de credibilitatea pe care o avea cea a unui bărbat. În cartea Revelația Templierilor, e emisă ipoteza că poate tocmai de aceea s-a ajuns la atribuirea rolului de prostituată Mariei Magdalena, odată ce Petru, prezentat în această versiune ca având puternice tendințe misogine,
prea comanda navei creștine. Cert este că autorii textelor evanghelice, inutil să amintim că au fost cu toții bărbați, au trecut printr-o sită retrospectivă orice ar fi putut compromite viziunea pe care doreau ei să o creeze asupra imaginii lui Iisus și, profitând de conjunctură, au prezentat-o pe Maria Magdalena drept prostituată într-o încercare de a păta imaginea tuturor femeilor. Însă nu au putut ascunde în totalitate partea esențială a vieții Mariei Magdalena legată de evenimentele majore din existența lui Iisus. Să alegem trei din acestea: ungerea cu mir, răstignirea și învierea. În niciunul dintre ele, grupul masculin nu a jucat vreun rol. Desigur, există persoane care văd în Evanghelia Mariei, găsită la Nash Hammadi în anul 1945, o relatare ce ar putea avea legătură cu Maria Magdalena, la fel și în textul gnostic Pistis Sophia, unde se atrage atenția asupra tensiunii care exista între Maria Magdalena și Petru, despre care ea ajunge să spună: am îndoiel cu privire la Petru și mi-e teamă de el pentru că urăște neamul femesc. De asemenea, se amintește că în Evanghelia după Toma, Petru spune: lăsați-o pe Maria să plece, căci femeile nu merită viața. Miruirea, să începem cu ungerea. Marcu, Marcu 1 cu 3 și următoarele, și Matei, Matei 26 cu 6 și următoarele, plasează faptele în casa lui Simon, leprosul, în timp ce Ioan, Ioan 12, 1 cu 8, spune că totul s-ar fi întâmplat în Betania, în timpul unei cine la care era prezent și Lazar. Cert este că primii evangheliști menționați povestesc cum apare o femeie cu un vas de alabastru plin cu mir de nard, cu care unge capul lui Iisus. Doar Ioan o numește pe această femeie Maria, iar tradiția a identificat-o drept Magdalena. Există două detalii fundamentale. Persoana care îl unge pe Iisus este o femeie, iar acest ritual, conform autorilor Enigmei Sacre, ar avea o importanță extraordinară, deoarece îndeplinirea lui era un privilegiu regal. Așadar, ne aflăm în fața recunoașterii publice a lui Iisus ca figură cheie a unui proces. Dacă acest proces este religios sau politic, rămâne de discutat. Cert este că Maria Magdalena duce la capăt procesul. Al doilea detaliu face referire din nou la posibilitățile bănești ale Mariei, deoarece mirul e prea scump și acest lucru va stârni revolta discipolilor. Am putea presupune că, în realitate, discipolii erau supărați, deoarece Maria le ocupa din nou locul de prim plan. Interesant este faptul că Iisus îi mustră pe discipol, dându-i astfel în vileag. Răstignirea, a doua mare piatră de hotar din existența publică a lui Iisus, e răstignirea. Cine se afla lângă el în momentul fatid? Femeile. Matei se vede obligat să spună 27, 55 cu 56. Și erau acolo multe femei, privind de departe, care îl urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-l, între care erau Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacob și a lui Iosif și mama fiilor lui Zebedeu. Aceleași femei sunt amintite de către Marcu 15, 40 cu 41, care o menționează și pe Salomea și ulterior adaugă 15 cu 47, că Maria Magdalena și Maria, mama lui Iosif, se uitau unde îl puneau, referindu-se la trupul deja fără viața lui Iisus. La rândul său, Ioan 19 cu 25 le adaugă pe însăși mama lui Iisus și pe Maria lui Cleopa, pe care o prezintă ca fiind sora acesteia din urmă. Așadar, în ciuda faptului că femeile nu aveau practic nicio importanță în viața lui Iisus, dacă e să dăm crezare evangheliștilor, totuși, în anumite ocazii, ele sunt menționate pur și simplu ca un personaj colectiv, femeile, fiind cele aflate la poalele muntelui pe când bărbații au fugit. La răstignire rămânând doar acela pe care Ioan îl numește discipolul preferat și pe care tradiția l-a identificat ca fiind însuși Ioan. Învierea, Magdalena este cea care pleacă în căutarea trupului neînsuflețit al lui Iisus, acesta fiind motivul pentru care se uitase să vadă unde fusese așezat. Ajunge în fața mormântului, cum ne spune Ioan 20 cu 1 și următoarele, și găsește lespedea de pe mormânt dată la o parte, iar mormântul gol. Apoi aleargă la discipol și se întâlnește cu același disprețuitor Petru, care se duce numai decât la un alt apostol și amândoi se convin că mormântul era gol. Matei situează în scenă două femei, deoarece vorbește despre Maria Magdalena și cealaltă Marie, Matei 28, 1 cu 8, în timp ce Marcu 16, 1 cu 8 o adaugă pe Salomea și, în plus, aduce un element interesant, și anume prezența unui tânăr îmbrăcat într-un veșmânt alb, în timp ce Luca vorbește despre două făpturi strălucitoare pe care le amintește și Ioan. Cele menționate mai sus ne ajută să demonstrăm că participarea Mariei Magdalena, în ciuda cenzurii, este foarte marcantă în momentele fundamentale ale vieții publice a lui
Isus. Prieteni, atât pentru azi, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei pe curând.